în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să recunosc că tema pe care vă propun astăzi era oarecum neașteptată pentru mine, dar totuși dacă ați invocat-o, trebuie să vorbim. Cum, adică o să plecați din țară din cauza unei crize politice. Hai să vedem argumentele întâi, să zic așa. V-ați uitat pe lista miniștrilor din cabinetul Ciucă? Bănuiesc că da, v-ați uitat și bănuiesc că la unele nume iar ați avut sentimentul ăla de nepotriveală, să-i zic. De ce acesta și nu altul? Pe ce se întemeiază o carieră politică sau ce experiență profesională te aduce într-o anumită funcție? În unele cazuri, înțeleg de la domnul Ciolacu, te recomand organizația. Mai organizația de la Galați. La dumneavoastră în presă, cum să face altfel, zicem noi. Dar stai, nu știm nici măcar ce experiență îl recomandă pe primul ministru și care sunt gândurile sale legate, de fapt, de toate problemele din România. Oare chiar așa, ce îl recomandă pe domnul Ciucă, în afară de impecabila carieră militară și prietenia arătată de președintele Iohannis? Ce gândește premierul nostru despre economie, împrumuturi, despre, nu știu, hai să dăm teme de astea delicate, educație sexuală în școli, dacă și asta se discută, nu? Tot felul de lucruri într-o țară. Dar despre închiderea minelor, ce gândește? Sau deschiderea unora noi? Ce gândește domnul Ciucă? Vedeți, genul acesta de promovare politică nenormală pentru societate îi supără pe mulți dintre noi. Care sunt pașii firești, va spune lumea? Cum ajung oamenii aceștia aici? Avem niște răspunsuri, dar de cele mai multe ori aceste răspunsuri acumulează frustrări. Iar unul dintre răspunsuri se vede foarte clar într-un studiu al unei organizații numite Rethink Romania. Asta este o organizație care face politici și proiecte pentru cei mai mari angajatori din România, printre cele mai mari companii. Studiul ăsta spune că 3% dintre români ar pleca anul viitor din țară, iar 5% probabil vor pleca. Motivele sunt hoția, minciuna și conservatorismul. Nu vorbesc încă de hoție, deși mi se pare că sunt câteva rețele care se pregătesc să revină la niște butoane. Nu vorbesc de conservatorism, deși pentru o parte a societății acesta este agresiv, e o dezbatere separată. Dar minciuna astăzi ne lovește grav, pentru că promovările de mai sus deocamdată sunt văzute ca o minciună. Iar coaliția dintre PNL și PSD se construiește pe un lanț de minciuni spuse publicului în trecut. Nu poți să ajungi la guvernare împreună după ce ani de zile ai spus că acela este inamicul și că acela este cel mai mare dușman. Asta îți arată și ce face politica atunci când se ard punți și nu mai există colaborare. Și da, lumea simte că minciuna ne trage în jos, că nu mai există speranța de a rezolva ceva în România și mai mult că nu există oameni pe care să te poți baza. Că și-au dat cuvântul, nu? Au zis, fără ăia, fără ceilalt. Studiul spune că 730.000 de români sunt cu bagajele făcute și că evoluția lor în această țară este blocată, fiți atenți, de minciună, hoție, lipsă de educație și de răutate. Și ce să vezi? Toate acestea capătă o nouă imagine prin soluționarea crizei politice. Ieri mi-a scris un copil de 16 ani, o fată. Mi-a trimis o poezie. Zice așa un vers: nu știu cum să ajut, nu am nimic aici, aștept, învăț doar să plec. E chiar o dramă pentru noi. Să aștepți la 16 ani să pleci e o dramă pentru o nație întreagă. Cum ar fi să ne luăm țara înapoi? Astăzi, la România în direct, venim la același telefon. 0372069599. 0372069599. Și vă întreb așa: ați părăsit România din cauza politicienilor? Este această coaliție de la putere o dezamăgire care vă împinge la plecarea din țară? Până la urmă e vorba de politică, nu? Nu e un război aici. Și ce ar trebui să facă politicienii din România să rezolve această situație? Cred că e timpul să vă audă. Vă și văd pe Facebook, iar la România în direct, primul va vorbi Laurențiu. Salutare, Laurențiu, bine ai venit! Salutare, salutare tuturor! Mi-a plăcut poanta aia bună, bună de tot a dumneavoastră cu găștile de hoți care se întorc. Hai să fim serios, n-au plecat niciodată.
Bun. Lumea acum, să fim iar, să punem, cum să vă spun eu, să le punem toate cam la punctul lor. Lumea nu pleacă datorită politicului. Lumea pleacă, în primul rând, pentru nivelul de trai, pentru a avea un loc de muncă decent, bine plătit, pentru servicii, pentru învățământ, pentru sănătate, de nu calitate. Chiar. Nu chiar. Eu ți-am citat dintr-un studiu care ai făcut temeinic și care nu arată că banii sunt pe primul loc. Nu, împotrivă. Nu contest studiu, n-am elemente, dar știți cum eu, prin natura serviciului, colind destul de des Europa, în principal cea de pe lângă noi, și mă întâlnesc tot destul de dus cu comunitățile de acolo, dincolo de faptul că am o grămadă de prieteni rude plecate. Să știți că nu i-am auzit pe niciunul, spunând, și nu apăr, Doamne, iată-mă, nu apăr politicul, că bă, am plecat datorită politicului. Nu, au plecat pe motive pur pragmatice, dar e adevărat că toate motivele astea au la bază slaba calitatea politicului. Dar știți cum? Politicul este vinovat, dar cred că, de fapt, nu. Politicul a dus aici. Principalii vinovați suntem noi. Suntem vinovați pentru că pe politicieni ăștia noi ducem acolo. Și nu asta, că accept să mă păcălească un politician, să mă vrăjească, bă, uite așa, votează-mă. Sunt foarte supărat pe mine, pentru că în momentul în care nu am realizat, de fapt, că m-a vrăjit, nu reacționez. Bine, în motive, de comod, de lasă, bă, că oricum nu se face nimic. Adică să reacționezi cum? Adică asta ar fi curiozitatea mea. Păi, vă spun, poate sună un picuț violent, dar nu cred că e violență, este pur și simplu pragmatism. Dacă sunt nemulțumit de politicianul, de o măsură luată de politicianul pe care eu l-am trimis acolo, așa. Eu, familia mea, vecinii, locuitorii orașului sau circumscripției, să zicem așa, nu mă duc cu o pancardă în piață. Nu, mă duc peste ei în birou. Și repet, nu mă duc să-l iau de gât să-i fac rău. Dar cred că altfel m-ar privi când ar ști că 100 de nebune mulțumiți îl trag la răspundere direct. Înțelegeți? Ca așa când ne ducem în piața Victoriei sâmbătă, duminica, când nu oricum ne trag cu acolo. Prezinți o reacție de sistem uninominal, să spunem, dar... Păi asta încerc să vă spun. Da, că nu există o relație directă între tine și politician. Dar înțeleg că tu ești dispus aici să stai în România. Adică nu te-am întâlnit în studiu pe care îl prezentam. Da, să știți că am avut și oportunitatea și posibilitatea, așa, una peste alta trăgând linie. Din punctul meu de vedere, este confortabil încă în România. Nici pe afară nu e foarte roz. Partea de fapt, nici nu știu dacă mai este foarte calm sau dacă instituțiile mai funcționează și pe afară. Vă dau un exemplu, a trebuit să lucrez cu o firmă germană, ceva pe partea de normative de construcții, știți? Așa. Niște normative care erau foarte bine delimitate, cam ca și la noi. E, în momentul când au trebuit să fie aplicate și contactul a fost cu organele de control, să zicem, cu un fel de ISC de la noi, sunt cam aceleași bâlbe, aceleași interese, aceleași... Domne, ca și la noi. Da, adică... dar la un moment dat le iese. Cumva sau trăim noi cu impresia asta. Laurențiu, îți mulțumesc pentru deschiderea asta de emisiune. E un om care a hotărât că nu pleacă, adică... Și o zice foarte clar dacă ar pleca, nu din cauza politicului. Sigur că undeva, mereu acolo, în spate, e politicul. Hai să vedem ce zice Marius. Salutare, Marius. Tu ai pleca sau nu? Eu abia m-am întors de un an și ceva. După 11 ani de zile de privegie, m-am întors. Sunt lămurit că am făcut bine. Deocamdată e bine, sunt mulțumit că după atâția ani sunt aproape de ai mei. Am venit cu familia, am reușit să realizăm câte ceva, să stăm departe de bănci, așa mai departe, și îți oferă un oarecare confort. Dar mă gândesc la cei care nu au posibilitatea asta să stea departe de datorii, să stea departe de grija asta de zi cu zi și să fii stresat tot timpul. Îi cam înțeleg. Ce vreau să spun tuturor, și o părere personală,
este că oriunde te duci în lumea asta, cheltuielile și dările tale vor fi direct proporționale cu venitul. Să nu creadă lumea că merg oriunde, în orice țară din lumea asta civilizată, unde pot să am un job pe bani buni și să zic, a, fac 10 lei și reușesc să strâng 7. Nu. Oriunde în lume te duci și faci 10 lei și vei cheltui 8 ca să trăiești, ca să ai unde să locuiești, să plătești dările și încearcă să faci ceva cu aia 2 lei. Sau lucrezi două joburi și tu și soția, dacă e cazul, și atunci reușești să strângi ceva. Așa, ai revenit în România. Cum ai regăsit celebra clasă politică românească? Vai, execrabilă. Execrabil. Deci n-am cuvinte. Toată lumea zice, vai, PSD, PNL și-au dat mâna, cum se poate. Deci ei sunt una și aceeași entitate, indiferent de numele pe care îl poartă. Și se mai uită lumea la USR ca salvatorii României. Nu, și ei vor o felie din tortul ăsta, cât a mai rămas el. Adică nu mi-a dat USR-ul nicio clipă senzația că ei sunt noua formațiune politică din România de când am venit. Nu mi-au dat senzația nicio clipă că, mamă, ăștia chiar ar putea face ceva. Dar nu te sperie criza asta? Adică pentru multă lume și care s-a exprimat aici în emisiune... Și nu s-a întâmplat nimic, alea a mai murit nimeni. Lumea merge la muncă, lumea își câștigă pâinea, lumea se duce, se plimbă, lumea merge în vacanță. Adică de câte ori n-am avut noi crize de astea politice, din 89, din 90, în Domnule, de câte ori. Adică care o fi puterea poporului român? Bine, mulțumesc mult, ele Marius s-a întors din străinătate. Acum, studiul pe care vi-l citam în această zi zice așa, că cei care au dorința cea mai mare de a pleca din România sunt tinerii cu vârsta între 16 și 24 de ani și că motivele lor sunt hoție, minciună, conservatorism, lipsă de educație și, spusă mai pe șleau, prostie. Când citeam studiul ăsta ieri și vă ascultam la emisiune, am primit câteva versuri de la o fată de 16 ani, care m-a rugat să-i pun poezia pe Facebook. Poezia zice așa, printre altele, e mai lungă, în felul următor. Și văd cum totul se stinge încet, încet, cum lumea știe, dar nimeni nu ajută, nimănui nu-i pasă, chiar dacă aici este acasă. Nu știu cum să ajut, nu am nimic aici, aștept, învăț, doar să plec și în drumul meu voi uita și pe unde trec. E, fata asta adolescentă e cu noi la telefon acum, am găsit-o, e Teia. Ea a scris poezia asta. Salutare, Teia! Bună ziua! Dar nu ascund că noi am mai vorbit și înainte de emisiune că am vorbit și am zis că te întreb așa. Cum ai tu sentimentul că la 16 ani sau de ce ai tu sentimentul că la 16 ani vrei să pleci din România? Presupun că, în primul rând, până acum nu am vizualizat niciodată cealaltă variantă. Cred că de când am fost mică, în jurul meu, am vizualizat doar varianta de o să pleci, mai mult decât ceea ce s-ar întâmpla dacă ai sta aici. Așa ai fost crescută, să pleci? Nu știu dacă este ceva personal sau se întâmplă mai multor adolescenți, doar că asta s-a simțit în jurul nostru. La școală, de când eram mici, mi se spunea, înveți ca să faci totul mai bine și poate intri undeva la facultate în afară. Trebuie să faci un CV pentru afară. Nimeni nu făcea un CV pentru a da la o facultate în România. Ce te supără la România ta, că fiecare avea în România noastră? Dar la ta ce te supără? În jurul meu văd ignoranță, ceea ce m-a deranjat mereu cel mai tare. Cum oamenii aleg să ignore și să spună, lasă, merge și așa, decât să chiar să facă ceva. Și au spus, e ok, o să rezolve alții. Sau dacă mie mi-e bine, nu contează ce se întâmplă cu ceilalți. Pentru că dacă ție bine, nici măcar n-ar trebui să spui lucrurile astea. Pentru că ție bine deja. Ce ar trebui să se întâmple cu noi adulții din România ca tu să fii dispusă să rămâi în țară? Probabil să fie mai vocali adulții. Pentru că, până la urmă, având 16 ani, oricât de mult am vrea noi să ne
expunem opinia și cât de mult am încercat noi să luptăm. În societate tot că niște copii de 16 ani vom fi văzuți, pentru că suntem niște copii de 16 ani și schimbarea trebuie făcută auzindu-ne pe noi, doar că luându-se măsuri la nivel mai înalt de către adulți. Ce bine ar fi. De ea, baftă la școală. Mulțumesc pentru poezie. O găsiți pe contul meu de Facebook și cred că și pe Instagram. Ea e Teia din Târgoviște, la 16 ani, pică exact în studiul pe care vi l-am citit. Dar oare noi, adulții acestei țări, ce-am fi făcut sau ce dramă am trăit noi aici de copiii noștri? Se gândesc că e mai bine dacă o să plece. Ignoranță, spune la un moment dat. Lipsă de empatie. Merge și așa. Bă, fraza asta o să nebunească. Adevărul că merge și așa. Eu cred că asta e marea putere a românilor. Merge și așa. Mai piere unul, să mai întâmple ceva. Ai și coaliția asta, vă dați seama, și la Cotroceni, să spun. Haide, domnul președinte, că merge și așa cu Marcel. Bă, uite, pentru multă lume n-a mers. Mircea, salutare. Unde te încadrezi? Mă încadrez într-un părinte care și-ar încuraja copilul să plece după ce am plecat și eu și m-am întors și voi mai pleca din nou. În schimb, eu am plecat dintr-o postură mai norocoasă, să zic, în cadrul unei companii prin evoluția în carieră, într-o companie mai multinațională. Timp din studiu acesta, dacă îmi permiți, el e oglinda nu a celor 3-5% care vor să plece, dar asta e oglinda a celor 95% care zic că nu vor să plece. Și de aceea avem această clasă politică, pentru că avem 90% din oameni care nu vor să plece, nu simt nevoia de a face această schimbare. Ce zicea Dea mai devreme, diferența dintre sau de așteptări între copii și părinți, se poate zice și așa, la nivel de țară suntem o familie și 90% din adulți sunt mulțumiți. Nu zic că e bine sau rău să plece, doar sunt mulțumiți. Și atunci, ce vedem astăzi în guvern, e oglinda celor 90% care rămân și se complac în ceea ce este. Că dacă 90% ar vrea să plece, incentivul politicienilor ar fi altul. Acum ei n-au niciun motiv, pentru că 90% din oameni ori nu se implică, ori nu le pasă, ori le place în sistemul actual și vor rămâne alături de ei. Tu crezi că politicianului român nu îi se pare, cum să zic, măcar neplăcut faptul că 3% din populație vrea să plece, doar nu e un război aici? Ai 3%. Nu cred că eu personal nu cred că politicianului român îi se pare o problemă, pentru că ar însemna să fiu naiv și să cred că politicianului român îi pasă la modul cel mai real de societate. Politicianului român îi pasă în principal de interesul de grup sau de partid sau personal, care dacă coincide și cu interesul național, cum zicea un alt faimos politician, o dovadă a ceea ce zic eu, dacă coincide cu interesul național, e bine, dar nu trebuie. Cele două nu sunt legate. Atâta timp cât sunt suficienți oameni care să-i voteze, ca ei să rămână acolo, care să voteze liste de oameni la parlamentare, fără să știe ce este acea listă, atâta timp cât oamenii aia votează așa ceva, efectiv nu are niciun motiv politicianul să se schimbe, pentru că el tot va fi votat, tot va avea acces la resursele date de bugetul. Pe tine, coaliția asta împotriva naturii, cum au numit-o unii, îți dă vreun sentiment ăsta de apăsare, de plecare, de... știu eu, nu știu cum să mă exprim. Îmi dă un sentiment de pneumonie, ca să zic așa, pentru că în ianuarie, în urmă cu câțiva ani, cu pneumonie, am vizitat puțin centrul capitalei și acum un om care atunci era noaptea în guvern și făcea ceva, se întoarce înapoi în același guvern, pe altă poziție. Ah, da. Un partid care atunci era alături de cei din piață a găsit să dea mâna cu ei. Asta fiind spus, pragmatic, că nu-s naiv, nu mă miră deloc și pot să zic că dacă e un lucru care recomandă pe domnul general Ciucă, este că pe lângă faptul că a fost general, managementul unei armate e mai mult decât doar partea cu pușcă. Așa că, teoretic, pot să zic că cineva care a fost general și comandant de trupe în Irak, poate mai, în afară de această mică excepție,
aia mi-aduce aminte, de pneumonia din ianuarie. Mulțumesc tare mult. Domnule, aștept momentul întâlnirii dintre domnul Iohannis și domnul Grindeanu. Știți că vor trebui să participe la jurământ acolo. Domnul Grindeanu să depună jurământul, să primească decretul de la domnul președinte. O să-i pună un elefant în decret. Doi, nu? Câți erau? Doi. Doi elefanți o să-i pună și o să-i facă cochiul și o să zică: Sorine, hai, hai înapoi cu elefanții ăia. Delia, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua și bine l-am găsit. Să nu-mi spui că vrei să pleci din motive politice din România. Nu vreau să plec din motive politice, vreau să spun doar că înțeleg că sunt mulți oameni tineri care sunt dezamăgiți și eu sunt dezamăgită, dar nu cred că este un motiv să plece din această cauză din țară. E bine să se ducă, să vadă lumea, să vină cu idei frumoase și să facă aici lucruri bune când se întorc, dar nu cred că e un motiv din cauza politicienilor să plece. Nu merită politicienii să scape țara de cei mai buni oameni care să plece din cauza lor. Și cred că, din contră, trebuie să rămână aici și să transforme această țară, pentru că dacă toți cei care vor altceva pleacă, țara asta nu o să se schimbe niciodată. Și atunci e nevoie de cineva care să rămână aici, să aibă alte idei și așa, nu cu scandal, nu cu nu în mod agresiv, ci în mod hotărât, calm, zâmbind și participând fiecare cu participa lui mică să schimbe ceva. Și dacă 25% din oamenii din țara asta de astăzi fac un mic gest să schimbe ceva în bine, o să se vadă. Uite, și dar oamenii au încercat. Îmi dai voie să-ți citesc ceva de la Ana Blandiana. Ana Blandiana a spus pentru Radio France International, a spus în felul următor: e clar că am traversat o perioadă absolut rușinoasă. Nu credeam că după perioada Dragnea, că poate să urmeze ceva de care din nou să-mi fie rușine. E ridicol să mai încerci să faci ceva cu bună credință într-un domeniu în care totul se face cu rea credință. Eu personal, spune Ana Blandiana, m-am simțit profund umilită de tot ce s-a întâmplat în ultimele luni. Pentru sutele de ore pe care le-am petrecut în Piața Victoriei, pentru felul în care am sperat că putem să împingem lucrurile și chiar le-am împins spre un moment în care România să poată să înceapă să se reformeze. Pentru că după mai puțin de jumătate de an, totul să se destrame. Ce zici, Delia? Zic că dacă ne uităm în exemple din istorie, mă gândesc acum, nu știu, sper că nu greșesc, la Revoluția franceză, din 1789. După Revoluție a urmat o perioadă de restaurație. E normal, sunt întotdeauna oscilație de revenire a răului care a trecut. Dar tocmai faptul că încep să se întâmple mici schimbări arată că se poate face și dacă nu renunțăm, o să reușim într-o bună zi să schimbăm ceva. Nu e momentul să renunțăm. Nu știu, de atâtea ori am fost în situații în care părea că totul e pierdut și doar faptul că cineva cu dârzenie și cu voință a continuat să facă un lucru bun, în final, spre surpriza tuturor, rezultatul s-a văzut. Și pe mine mă inspiră foarte, foarte mult domnul Mihai Șora și mă gândesc că dacă dânsul poate să fie un om atât de ca o floare în peisajul acesta sumbr al României, putem și noi toți să facem participa noastră. Deci, și un lucru aș vrea să mai spun, toată lumea critică politicienii și spune nu-i bine ce face, nu-i bine ce face, dar fiecare dintre noi să stăm așa acasă, fiu singur, fără să spunem nimănui, să ne gândim, dacă eu mâine aș fi prim-ministru, pe cine aș pune miniștri? Nu mi-aș pune prietenii, nu mi-aș pune frații, nu mi-aș pune rudele, nu mi-aș pune... Cine poate onest și sincer să-i spună lui însuși, singur acasă, că mâine aș pune numai oameni profesioniști, unul și unul. Păi nu, și atunci ar fi... să începem să ne gândim că trebuie să începem cu noi să ne schimbăm, că altfel oricare dintre noi ajunge acolo va face același lucru. Dar eu dacă cred că noi sunt... fiecare ne schimbăm. Mulțumesc tare mult, Delia, dar eu cred că sunt mulți oameni în România care gândesc așa. Sunt mulți oameni care cred că a te înconjura de profesioniști este rațiunea și modul de a merge mai departe, că altfel nu se poate. Dar nu cred că toată nația este pusă în pilă reală. S-or pune și pile, dar poate s-or pune deștepte. Dacă mi-aș aduce un prieten la guvernare, cum spui tu, pot să-mi aduc unul deștept asupra căruia nici tu să nu ai dubii, să poată prezenta un CV și să pot să răspund, nu mi l-a propus organizația prietenilor mei, l-am propus eu pentru că l-am văzut lucrând, da? Bogdan, salutare, ești la România în direct. Să nu-mi spui că vrei să pleci.
Din păcate, eu am plecat acum 7 ani, da, 2015. Vă sunt tocmai de pe teritoriul Marii Britanii. Îmi cer scuze pentru zgomotele de fond, dar conduc. Foarte bine, mergi încet. Da, mă duc încet, regulamentar. Urmăresc cu atenție ce se întâmplă în România și, din păcate, nu e o normalitate. Nu merg spre o normalitate. Așa cum a spus și persoana de înaintea mea, Delia, dar, într-adevăr, avem nevoie de oameni competenți în locurile de conducere din România. Cred că tot ar trebui să schimbe cu noi, individual. Spune-mi, tu de ce ai plecat? Da. Ai plecat de politic, de bunăstare, de, cum zici aici la studiu, de hoție, minciună, conservatorism? De hoție și de minciună. M-am săturat ca banii mei din impozite, din taxe, să ajungă pe mâna unor oameni care nu fac absolut nimic cu acei bani. Nu spun că în vest e mai bine ca România. Aici vorbim de jet per total. Lucrurile bune le putem lua din vest și aplica la noi în România. Adică ce e bun aplicat în România? Ne lipsesc multe lucruri în România. Ne lipsesc autostrăzile de care avem foarte mare nevoie. De ce cei din vest le au și noi nu le avem? Nu știu, domnule, pentru mine e minister. De ce cei din vest au spitale și noi nu le avem? De ce cei din vest au un sistem de învățământ pe care noi nu-l avem? Care nu știu, nu-l putem alinia cu ceilalți. De ce ne pleacă elitele? Sunt întrebări la care mulți ar trebui să aibă răspunsuri și cred că le au și cred că le evită. Păi, dă tu unul dintre răspunsuri, nu? Că eu simt așa în forul meu interior. Eu spun că toată pătura asta neagră pe România a început din duminica, din 1990, duminica, așa zisă, duminica Ordului. Ordului, da. Țin minte discuția, întâlnirea aceea electorală între Iliescu și ceilalți doi reprezentanți, cred că era domnul Coposu și domnul Rațiu. Țin minte discursurile lor, dacă țineți minte discursurile lor, atunci nu au fost înțeleși. Și acum, dacă le urmărim acum, au logică, oamenii aceia spuneau niște lucruri perfect normale. Așa e, dar noi nu eram atunci pregătiți. Atunci au fost ascultați. Pe știu, au fost ascultați. Trecut, suntem la 30 de ani. Ar trebui să fim pregătiți deja. Sunt mulți dintre români care au fost afară, ar trebui, care au în vacanțe, care au afaceri afară. Foarte bine. Știi ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni? Mugurii ăștia ai schimbării pe care i-ai văzut și tu și noi și alții când ai spus ar trebui să fim pregătiți. Tocmai că o mare pătură din societatea românească este pregătită să facă această schimbare, să împingă lucrurile mai departe. Ok, haideți să ne vedem cu toți în 2024 la alegerile parlamentare și haideți odată să votăm un număr cât mai mare. Nu contează cu cine votăm, dar haideți să votăm. Domnule, haideți să ajungem la un prag de 80%. Haideți să facem ceva. Da. Domnii Câmpeanu și Rațiu, mulțumesc tare mult, Bogdan. Domnii Câmpeanu și Rațiu erau la discuția respectivă. Ei au fost candidații la funcția de președinte. Mulțumesc, Vlad Petreanu, el ne-a făcut corectura. Vă întreb astăzi la România în direct dacă plecați din România și din cauza clasei politice și a acestei coaliții nefirești. Salutare, Ramona! Bine ai venit! Bună ziua! Eu vreau să vă spun că am 40 de ani. Acum vreo 15 ani am fost plecată în străinătate. Mi s-a oferit, pentru o specializare, mi s-a oferit un job acolo și am zis că nu. M-am întors și am zis că hai, că poate se schimbă și la noi. O să fie bine. Din păcate, nu. Văd că nu se schimbă nimic. Și, sinceră să fiu, eu aș pleca. Eu aș pleca, dar nu pentru bani. Pentru că am o situație relativ bună aici. Aș pleca pentru cei doi copii. Să meargă la școli mai bune, să facă o universitate bună. Sunt extrem de dezamăgită de învățământul nostru. Și lucrurile nu văd să se schimbe, din păcate. Da, deci, da, eu n-aș pleca pentru bani. Aș pleca pentru copiii mei să meargă la o școală mult mai bună. Citesc multă amărăciune așa în vocea ta. Da, da.
Sunt extrem de dezamăgită, nu se schimbă nimic. Și da, tot începe de la politică, într-adevăr, pentru că nimeni nu vrea să schimbe nimic. Degeaba, degeaba încercăm noi, cum a zis doamna mai devreme, să schimbăm fiecare în jurul nostru. Eu nu am cum să-i forțez pe ei să-și schimbe legile. Ați văzut că fac ce-i taie capul pe acolo, prin Parlament. Da, zici că n-au o urmă de responsabilitate, asta e durerea mare. Dom'le, la un moment dat ne vom întâlni, adică oamenii vor trebui să dea explicații. În ciuda faptului că domnul Iohannis, ați remarcat acest lucru? Dom'le, domnul Iohannis nu ne dă explicații, dom'le, liderul acestei țări n-a venit să spună, știți, am hotărât să o cârmim la stânga sau la dreapta sau pentru că ceva, orice, nu știu. Da, poate că la un moment dat ei vor da explicații, numai că va fi prea târziu. Pentru mine, de exemplu, va fi prea târziu. Ce folos? Copiii mei, pentru mine, sunt cei mai importanți. Și atunci eu trebuie să mă gândesc la viitorul lor. Acum, în acest moment, cât sunt încă, să zicem, mici și pot să schimb ceva. Îmi scrie un prieten, tatăl unui copil de 17 ani, Saloboți, și zice așa că băiatul lui este preocupat să facă școală în afara României, asta își dorește, și că marea lui preocupare este ca nu cumva România să iasă din Uniunea Europeană și să-i fie tăiate aceste posibilități de a merge la mai bine. Da. Da. Fiică mea, vreau să vă spun că de câțiva ani mă ameninț, ca să spun așa, că vrea să plece. Și eu sunt de acord cu ea. Da, deci ea se pregătește, este liceană și se pregătește ca să plece. Și atunci am zis, de ce nu? Poate plec și eu cu ea. Lasă fata în pace, nu te mai duci, rămâi aici. Lasă copilul să respire în lumea largă. Dar te înțeleg. Nu în sensul de a sta după ea, ci în sensul de a pleca deja ca să-i asigur un viitor. Adică să plec de acum. Să nu mai aștept până își termină ea școala. Da. Poate că ar fi mai bine să plecăm de acum, să o ajut să ajungă acolo unde vrea. Numai gânduri dureroase astăzi, Ramona, îți mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Te îmbrățișez. Oana Pelea zice așa, speranța mea a obosit, speranța mea și altora. De 31 de ani, de 31 de ani, am tot sperat, am militat pentru democrație, se pare că degeaba. Mă retrag în profesia mea, în cărțile mele, în țara din inima mea, care se numește tot România, în visul meu că într-o zi, acest pământ superb numit România va avea conducători care vor iubi această țară. A, bine, considerentul ăsta nici nu l-a mai băgat în seamă. Iubire, aia e prea mult. Hai să vă stric momentul să vă zic că domnul Cățu a fost ales președinte al Senatului și că face primele declarații. Mie că vor fi niște luni în care ne vom distra. Înapoi la dezbaterea noastră, Florin, salutare. Salutare. Te adrez la venire, la plecare, dezamăgire sau speranță? Apropo de ce s-a zis mai devreme, de apropo de domnul Iohannis, ce cred eu, că cumva s-a plictisit, a obosit, s-a plictisit și acum mai merge cumva doar în dorul mandatului. Din cealaltă perspectivă, a temei propriu-zise, am fost și eu în victorie, iar tata am tremurat de frig și astăzi vorbeam cu mama mea că mă gândeam să plec. Pe de altă parte, nici dacă plec, nu o să ajung să fiu mulțumit, pentru că am cumva sângerea de inimă când am stat să fac ceva. Cu toții vrem, dar cu toții când vorbim de politică, ne ferim. Eu în ultimul an de zile, cel puțin, am început să mă gândesc destul de puternic să intru în politică. Adică am stat, am încercat, am vorbit cu prieteni, am vorbit cu rude, am încercat să-i determin cumva să iasă în stradă, să facă ceva, să spună nu, să-și facă vocea auzită, greu. Lasă, domnule, că tot așa e, tot așa merge, oricum cine vine, vine să fure. Da. Celălalt, acum, cred că a treia persoană care a vorbit cu tine a zis, apropo de politicieni, că ne vor rău. Nu ne vor rău, sincer, nici nu cred că îi interesează atât de tare.
Adică... Da, da, da. Și eu sunt mai curând de părerea asta, da. Cred că plutim, adică ei plutesc pe deasupra noastră, așa, și să uităm, ia uite și pe ăștia. Da, 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 fix. Cumva am fost foarte, foarte dezamăgit și uimit, nu mă așteptam la domnul Câțu să aibă turnura asta așa de, nu știu, copil bulid, n-a ieșit cum a vrut și a început să trădeze. Practic, cumva, asta am impresia că face. Da, iar înapoi la tema emisiunii, aș vrea să plec, dar n-aș fi mulțumit dacă aș pleca fără să știu că am încercat până și politică. E fantastic sentiment. Dacă intri în politică, să ne suni, să vorbim, să vedem cum se văd lucrurile de acolo. Ce se întâmplă, domnule, în interior? De ce nu se fac autostrăzi? Crezi că, uite, de exemplu, speranța mea așa, a început să drulă niște autostrăzi, că așa le luăm pe persoană fizică, a început să drulă niște autostrăzi spre Moldova. Crezi că le face Grindeanu? Deci, ai cum, doamne, că asta e epocal. Deci eu întreb dacă cineva o să facă autostrăzi și pe tine te umflă râsul. Da, bine, domnule, este așa am ajuns. Și nu e vina ta, adică chiar nu e nicio vină. E cel mai sincer răspuns pe care puteam să-l primesc. Deci e un nu hotărât, nu? Iar cu domnul Grindeanu, având în vedere în care, în ce clic a fost, da, dacă pot să zic acum, brusc a avut o revelație și o să apuce o altă traiectorie în care va fi patriot și va lupta pentru bunăstarea țării, a românilor și... Oamenii se mai schimbă. Acum, să zicem, sigur noi râdem, domnul Grindeanu nu i-a făcut toate poftele domnului Dragnea, drept urmare a și fost răsturnat, nu chiar de propriul lui partid. Chiar, da. Dar hai să vedem că oamenii se mai schimbă, se mai maturizează, mai învață ceva. Eu deocamdată mă uit cu curiozitate. Îți mulțumesc tare mult. Încerc să-l auzim și pe Sandu. Salutare, Sandu. Ești la România în direct. Salutare, Cătălin. Bucur că am reușit să intru. Te sunt din Spania. Sunt unul din acei români care, din păcate, ca să zic acum așa, am stat 6-7 ore la rând ca să votăm pe domnul Iohannis. De două ori chiar, nu? Da. Și ca după aia să-l auzim, eu nu pot PSD. Ba se pare că poți, domnule Iohannis. Și cu PSD și cu UDMR. Și poți foarte bine să ne trezești. Pur și simplu asta cred că s-a întâmplat, nu? Sau asta simțim? Da, cred că asta s-a și întâmplat și oamenii simt destul de corect ce s-a întâmplat. Corect. E o dezamăgire, e o pierdere de speranță, e o pierdere de repere. Asta s-a întâmplat. Eu ce să îndrăznesc acum să te întreb dacă te gândești cumva să revii în România, vezi asta ca pe o posibilitate? Da, îmi doresc foarte mult să mă întorc înapoi acasă. Chiar îmi iubesc țara foarte mult. În fiecare an venim acasă, în concediu. Și ne dorim foarte mult, chiar sperăm să nu mai dureze foarte mult până când ne întoarcem înapoi acasă, pentru că avem familie acolo, avem doi nepoței, avem o fată, vrem să fim alături de ei. Dar nu știu care e perspectiva, nu știu ce se întrevede. Pentru că de 30 de ani încoace se pare că nu mai contează culoarea politică. Fiecare abia așteaptă să ajungă acolo și își împart în mod egal tot ciolan, cum e vorba la noi. Acum chiar cred că e o premieră mondială. S-au unit stânga cu dreapta ca să ce? Ca să poată să-și împartă în mod egal, să nu se mai poată acuza unii pe alții. Da. O să fie interesant. Să vor acuza, stai liniștit aici, e alt pariu pe care pot să-l pun. Deci imediat va începe cearta. Sincer să fiu foarte sincer, îmi lipsești din România, deși nu ne cunoaștem. Noi avem nevoie de toți ai noștri. Sunt convins că ești un muncitor destoinic, că îți faci treaba acolo cum trebuie și mi-ar fi plăcut să faci treaba asta exact în România. Chiar am convingerea că am putea să punem și noi, ca și foarte mulți
ca și multe milioane dintre noi care suntem plecați de acasă, să punem umărul la reconstrucția țării și să meargă treaba mai departe, să meargă treaba bine, să fiecare, cu câte puțin, cu ce poate face. Dar cred că ar conta câte puțin din fiecare parte. Dar în final, nu știu, cred că poate, acea generație a fetei care a compus acea poezie, poate când vor ajunge ei acolo la guvernare, probabil atunci se va mai schimba ceva. Asta trebuie să-i creștem cu valorile corecte, asta în primul rând. În al doilea rând, cei care am rămas aici, sper și cred că o să facem tot ce e posibil ca să mai reparăm parte din lucrurile astea. Și ceea ce trebuie să înțeleagă politicienii este că lumea poate accepta compromisuri în politică, poate să înțeleagă foarte multe lucruri, dar că de data aceasta nu ne aflăm în fața unui compromis care poate fi trecut cu ușurință. Pentru foarte mulți dintre români, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este o trădare a electoratului, este o trădare a principiilor și, dacă vreți, o moarte a unei speranțe care stătea să mugurească. O să ne facem bine, o să trecem și peste asta și la un moment dat va veni timpul să dați și explicații, căci așa e viața mereu. Asta e România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.